Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou material video. Astăzi vreau să vorbim despre o plantă, un simbol al robusteții și frumuseții, care este cunoscută mai ales pentru frunzele ei în formă de sabie, și anume iuca. Între timp, dacă sunteți pentru prima dată pe acest canal, nu uitați să apăsați butonul abonare, este complet gratuit. Iar dacă ceea ce postăm vi se pare interesant și de folos, distribuiți-le și prietenilor dumneavoastră. Iar acum să vedem câteva lucruri despre această plantă. Iuca este originară din regiunile aride din America și din Caraibe, dar astăzi se bucură de popularitate în întreaga lume. Face parte din familia Asparagaceae, un grup divers din care fac parte și alte plante decorative de interior, cum ar fi Dracena și Agaves. În cadrul genului Iuca există aproximativ 50 de specii, fiecare având propriile caracteristici. Cea de lângă mine se numește Iuca elephantipes. Este o plantă minunată, cu un aspect exotic, mai ales dacă doriți să aveți vară în casă pe tot parcursul anului, și nu este o plantă deloc pretențioasă atunci când vine vorba de îngrijire. Iuca este o plantă iubitoare de multă lumină. Dacă nu are suficientă lumină, frunzele ei se îngălbenesc. Iuca este o plantă care rezistă foarte bine la temperaturi ridicate, iar pe timpul iernii trebuie adăpostită în încăperi unde temperatura să nu scadă sub 7 grade Celsius. Nu este o plantă iubitoare de apă. Se udă doar când substratul este complet uscat, iar pe perioada iernii se udă mult mai rar, deoarece planta intră în repaus vegetativ. Dacă pe timpul verii țineți planta în curte sau pe terasă, este bine cam o dată pe săptămână sau la două săptămâni să îi faceți un duș pentru a-i curăța frunzele de praf și de păianjeni și musculițe mici. În ceea ce privește fertilizarea, se poate fertiliza din primăvară și inclusiv vara, odată cam la două luni, cu un fertilizant natural. Noi folosim fertilizant pe bază de drojdie, dar se poate folosi și un fertilizant lichid, special pentru plantele cu frunze decorative, pe care îl puteți achiziționa din magazinele de specialitate. Iuca rezistă foarte bine la secetă, dar și la temperaturi fluctuante, dar nu rezistă la îngheț. De aceea, atunci când se anunță temperaturi tot mai scăzute, aproape de pragul de îngheț, este bine să fie adusă la interior. Dar înainte de aceasta, trebuie să-i facem câteva lucrări de îngrijire. Să îi facem un mic duș pentru a curăța frunzele de praf și de păianjeni, să curățăm ghiveciul, să afunăm puțin substratul, iar după ce se zvântează, să o stropim cu un insecticid, pentru a fi sigur că nu o aducem în casă cu dăunători. Cam acestea au fost informațiile din acest episod. Vreau să vă mai spun un singur lucru. Pe lângă aspectul estetic pe care îl are, iuca are și un rol funcțional. Îmbunătățește calitatea aerului prin eliminarea toxinelor și crește nivelul de oxigen. Iar până la o nouă revedere, sănătate și plante frumoase! La revedere!